Recent, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, s-a lansat o nouă măsură prin care fermierii pot primi sprijin financiar dacă au avut de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Însă, la depunerea cererilor, fermierii s-au trezit că nu îndeplinesc o condiție esențială. După ce am studiat ghidul și după ce am avut discuții și cu APIA și am mai discutat și cu alți colegi din țară, am identificat o mică eroare, zicem noi, în ghid, care este pusă, să zic așa, special această eroare, în așa fel încât micii fermieri care au până într-un hectar, și avem foarte mulți fermieri în județul Olt, acești fermieri la acest moment nu mai sunt eligibili. Au fost scoși printr-o simplă frază băgată în ghid care spune că dacă nu ai cel puțin un hectar declarat la APIA în anul 2020, nu ești eligibil. Între 700 și 7000 de euro pot primi fermierii olteni dacă sunt eligibili. Sunt sume importante de bani care pentru mulți înseamnă salvarea afacerilor, mai ales că anul agricol 2020 a fost unul dezastruos. Fermierii sunt hotărâți să iasă în stradă dacă ghidul măsurii 21 nu va fi modificat, pentru ca și cei care dețin suprafețe mai mici să beneficieze de ajutor financiar. Am tras un semnal de alarmă, am discutat și cu sindicatele, se fac presiuni la Ministerul Agriculturii să deblocăm situația. Dacă săptămâna aceasta nu se deblochează situația, pentru că termenul limită de depunere a cererii pentru măsura M21 este 23 octombrie, săptămâna viitoare vom avea întâlniri cu toate organizațiile din mai toate județele unde sunt zone legumicole, bazine legumicole și oamenii sunt oricum foarte revoltați și până acum am reușit cu greu să-i potolim. Se pare că Ministerul Agriculturii ne dorește la poartă, pentru că nu se mai poate altfel. Și de data aceasta, fermele mici care au nevoie de finanțare sunt ignorate de Ministerul Agriculturii, iar la nivelul județului, în această situație, sunt peste 7000 de potențiali beneficiari. Pe mine acest ghid mă dezavantajează, pentru că faptul că nu am un hectar suprafață care ar trebui să primesc niște bani. Nu am un hectar pentru faptul că eu când am plecat la drum în 2015 am avut nevoie de o anumită suprafață numai pentru legume, iar suprafața mea este de 20 de arii în spații protejate, 42 de arii în câmp, legume în câmp. Iar atunci eu puteam să mai iau teren cu cereale, dar nu aveam nevoie. Iar acum mă pomenesc în 2020 că nu pot să accesez o măsură M21 să primez niște bani pentru că nu am un hectar. 23 octombrie este ultima zi în care fermierii pot solicita acest ajutor.